131 prezenți, 6 absenți. Putem să ne dăm un mercat posibil de ședința noastră și se poate desfășura lucrurile. Este vorba de o ședință extraordinară cu Consiliul Județean. Ședința ordinară va fi pe data de 24 ora 12, așa cum ați primit convocarea, fiecare pe data de 24 iulie. Și pentru ședința de astăzi, ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare de 28 iunie și două proiecte de hotărâri care au obiect comun același proiect. Este vorba de reaprobarea statutului de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul dotarea infrastructurii ambulatorului de specialitate adult și copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău și trei proiecte de hotărâri privind modificarea hotărârii noastre prin care am aprobat proiectul dotarea infrastructurii ambulatorului de specialitate adult și copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. A ține din potrivă, nu sună. Doamna Gabriela Dumitru, mă rog, pentru primul punct al ordinii de zi. Potrivit prevederilor articolului 182, alineat 4, raportat la articolul 138, alineatul 15, în ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, la începutul fiecărei ședințe, secretarul județului supune spre aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile legale menționate, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței din data de 28 iunie 2019. Mulțumesc, dacă sunt observații, dar din nou vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține, împotrivă, nu sunt. Punctul 2 și 3 au cumva același subiect, același proiect, vizează același proiect, este vorba de dotarea infrastructurii ambulatoriului de specialitate adulți și copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău. Domnul manager a spitalului este aici, de asemenea, domnul director Sfântul Botez este prezent în sală. Suntem în faza de contractare, am putea spune, am primit o solicitare de clarificare exact acum o săptămână la Consiliul Județean, prin care ne s-a solicitat clarificări în vederea semnării contractului de finanțare. Și se precizează în această clarificare că proiectul trebuie să cuprindă numai componente clădiri care sunt amplasate pe un număr cadastral comun sau numere cadastrale alăturate. Cele două nu sunt, sunt afiliate aceleași adrese, clădirile, respectiv Spirul Hale numărul 2, ele sunt despărțite de un număr cadastral, de o fâșie care reprezintă acces, parcare, serviciu județean de urgență. Conform mențiunii din ghidul solicitantului, secțiunea 5, componenta clădirea care nu respectă mențiunea de a avea număr cadastral comun sau numere cadastrale alăturate, se va elimina din proiect. Ca atare, pentru a urgenta și a merge mai departe, din 1.500.000 de euro, cât este valoarea totală a contractului pe dotări de specialitate, am ales să facem modificările la proiect și al studiului de al studiului de oportunitate și indicatorilor tehnico-economice pentru acest proiect, mergând pe clădirea ambulatorului integrat de specialitate corpul A adulți, adică 1.300.000 și ceva de euro. Rămânând ca dotările la ambulatorul specialitate copii să răsportăm din bugetul propriu și bugetul ministerului, astfel încât să semnăm cât mai urgent în contractul de finanțare. Despre asta este vorba în aceste două proiecte. Ăsta a fost caracterul de urgență.
Ca atare vă supun spre aprobare, spre reaprobare, proiectul de hotărâre privind studiul de oportunitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul dotarea infrastructurii ambulatorului de specialitate adulți și copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, valoarea totală a investiției 8.940.557.000, rectific, vorba de 1.900 ceva de mii de euro, da? Din care dotări 8.696.207.000 lei. Vă spun spre aprobare, spre aprobare studiului de oportunitate în retro. Cine este retro? Mulțumesc. De asemenea, trebuie să aprobăm și modificarea și completarea hotărârii noastre privind aprobarea proiectului. Automat se modifică și proiectul, pentru care vă supun să fiți de acord cu modificarea hotărârii noastre din 40.13.2019. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere. O abținere. Da, doamna? Stoi. O singură abținere. Eu vă mulțumesc pentru operativitate. Ne vedem pe 24, la ora 12, președinții comisiei care și-au stabilit ședințele de comisie specialitate. Este o